Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Evil Within 2. Oameni buni, uite mare că ne-am întâlnit. E bine, am primit niște informații noi de la domnșoara agent Torres de aici, care ne-a spus că, bă, aparent nevastă ta a avut un plan și planul ăla cred că s-a cam dus la vale, dar știi, e ok, acum că ești tu aici poți să rezolvi totul, știi, ceva de genul ăsta. Da, și cam asta o să încercăm noi să facem acum, să rezolvăm totul, deși trebuie să ne plimbăm iarăși prin locația mea favorită, prin The Marrow, să ajungem, la o nouă locație unde acolo va trebui să rezolvăm niște lucruri ușoare. Stai să văd dacă mai abordăm și puțin pistolașul ăsta, deși nu cred că mai e necesar așa tare, adică l-am dus într-un punct de care pot să zic că-s destul de fericit. Chris, walking speed while aiming. Nunca. Damage. Cred că mai putem băga niște damage pe shotgun-ul ăsta, săracu. Hai zic, aici nu prea... Ah, ba, avem de-astea. Nu mai avem puncte de-astea de băgat aici. Ok, în ăsta... Aici am băgat deja ce mă interesa. Charge time-ul ca să încarce săgeata mai repede chiar ar fi super. Și mai mult de-ata nu cred că avem ce să băgăm. Bun. Te-ai zis că avem și niște geleu de ăsta de rezolvat. Poate reușim să upgradeăm butonul ăla de like. Bă, cred că avem destul să upgradeăm butonul ăla de like. Vă ce ziceți? Zic că așa e. Nu știu dacă am luat vreo cheie. S-ar putea să nu fie la nicio cheie. Mai minți și data trecută. Nu avem cheie, dar avem de luat de-astea. Mamă, dar... Noi nu prea luăm damage. Ce-o țin acum? Ți-mi minte că prima dată când l-am jucat a fost așa o leacă derby să... Oh, că trebuia acolo, că trebuia aia, că trebuia aia, ne chinuia puțin. Ok, second chance-ul ăsta e mișto. Da, second chance-ul ăla e perfect. Ca să te salveze puțin din... din lucrurile astea nasoale. Bun. Asta odată terminată, păi atunci hai să salvăm și să plecăm de aici către The Marrow. Să vedem ce rezolvăm și de acolo să facem. Dă-i și tu cu save-ul ăsta pe Sebi, chapter 11 din 17, bă, vedeți că ne-am mișcat super repede și dacă chiar mai dăm niște capitole de astea rapide, terminăm și repede jocul ăsta. Oricum, de acum trebuie să eliberăm programul pentru că vin jocuri noi, băieți. Vin jocuri noi, vine lună nouă, știți voi. Treabă complicată. Ia să vedem noi. Avem pe aici iarăși hiluri pe care nu le vom folosi. Ah, și acum, doamne, ăștia prin The Marrows. Da, o să fie drăguț prin The Marrow acum. Ce tare am eu chef acum să mă prind prin The Marrow. Vai de mine și de tine. Vai de... nu mai vreau. Hai să sperăm că o să fie tot în regulă, deși... aștept să fie foarte frumos. Bun, unde zicea că trebuie să ne ducem de aici? Condenser. Oh, componentă și asta. Oh, uite mă că sunt lucrușoare pe aici. Să face resupply, cred, sau ceva de genul ăsta. Surprize, surprize, puilor. Sunt aici. Ah, trebuie să ne batem cu sosul de bărbat. Da, mai avem și culoare de rezolvat. Cred că. Dă-i dă astea așa. Hai să vedem, ăsta dă ce două, ăsta dă... multe. Una. Una. Practic le vrea pe toate. Pe scurt, asta vrea să zică că le vrea pe toate. Shit. Looks like Theodore's been here. Maybe that's why I couldn't contact O'Neill. Hoffman's safe house. O'Neill e pa. I should check up on her. O'Neill e pa. Hoffman e pa. Vă zic eu sigur. Toată lumea e papa. Nu există. Toată lumea e adios. Nu se trezește la nu. Așa că ne uităm noi acum să vedem ce rezolvăm. Ia, ia. Ce avem aici? Bine pe componente și de-astea, e perfect. Puțin așa, nu foarte mult, dar... știi cum e, e cinstit și asta. Așa. Ia
Stai aici că mai avem o ușă pe care trebuie să o inspectăm. Nu mai inspectă nimica. A, e sânge către camera asta, nu e bine. Și dead. Hoffman, you hear? Hoffman e salcăfă, cred. Another one of these. S-a întâmplat ceva aici. What happened here? Nu știu, stai așa, scoate drăcovenia. Nu, uite că vorbește cu un el. Safe house to go to a restricted area of the marrow? Mă îndoiesc. Sound like him. Zic, mă îndoiesc, nu e un Neil genul de persoană care să facă chestia asta, să plece, știi? N-ar fi? Poate chiar așa e? Să fi gândit că ar fi cazul, știi, să mai plece și la explorare. Să-și dea interesul. O, dă și tu un pouch aici, dragul puile. Ce l-a dat așa zoom, zoom din pe el? Ok. Bă, mai multe gloanțe de shotgun. Nu mă supără. Chiar nu mă supără deloc. Scara care nu duce nicăieri. Foarte extrem de mult sânge. Oh, what the... Mamă, nu credeam că o să se întâmple asta. What the hell? Ne-a dat așa un pic cu... O mare surpriză, băi. Place mă să joace la că jocul ăsta cu tine uneori. Scuze dacă ne mai întâlnim cu Obscura acum sau nu. Nu cred că. Știa să mai încresc puțin și melee damage-ul ca să ne fie mai ușor în anumite situații. Mă gândesc eu că ar fi ok. Olele. Looks like they had extra security for this place. Am vrut să fiu sigur, frate. Deci ăsta a venit aici, O'Neill. Ok, jocul vrea să-mi dea niște semne ca și cum, bă, vezi că ceva urmează pe aici. Mhm. Gen, du-te în save point și fă-ți chestii, poate. Hai mă, mă duc. O să salvez, nu te-am ceva, adică nu vă închipuiți că fac cine știe ce. Păi n-am ce să mai craftez și de-astea, am făcut chestia asta mai devreme. Ok, atunci hai să ne ducem. Wow. Mamă, asta mi-aduce aminte de un film. Și bine, mi-aduce aminte și de Resident Evil 2, remake-ul. Mamă, grav. A plecat test subject. Stai să vezi ce o să trebuie să mă împușc eu cu băieții mei acu' așa. O simt. În oasele mele, ia uite. Am văzut deja pe băiatul meu. Ăla e primul care răsare. Nu, acum la întoarcere, evident, nu, ce Dumnezeu, nu o să-ți dai acum toți zombalici ăștia pe cap. Deci de-aia mi-a dat, mă, oportunitatea asta să mai dau un save, să mai craftez ceva. Fake Liam. Can't pass through without one of those chips. Gotta be one around here somewhere. Este așa. N-am niciun electric bolt. Cred că ar trebui să craftez unul. Ia, hai să craftăm unul rapid. Știu că mă costă o mână și un picior, dar am nevoie doar de unul. Știu că poate e ceva folositor pe aici. Ok, și vrei să-mi spui tu mie că bărbații ăștia nu se vor trezi mai repede?
Aparent nu. Olele. E gravă treaba. Mamă, ce e aici, bro? Are these Union citizens? What was Mobius doing with them? Că Mobius voia să-i folosească pe ăștia la ceva. Să-i consume, dracu, nu știu. Material de reciclare. Pare trebuia să venim aici. Și eu care am crezut că asta ce fac eu acum e ceva complet extra. Pare m-am înșelat. Oh no. It's coming. I gotta get out of here. And they don't stop coming, and they don't stop coming. Se închide ușa, fii atent. Classic. No. N-am un să fug. Mă, dar oare tipa asta și nivelele ei sunt complet extra? Bine, sunt random, asta e clar, dar e ceva extra. That thing again. Da, grozav. Poți să o împușchi sau ceva? Normal. Era prea simplu dacă era acolo. Cum să fie simplu? Să-ți dea ruta simplă. Normal, trebuie să-i ruta cea lungă. Bună melodie. Nu știu în altă parte, te rog frumos. Preciez. Acu. Păi și bun jos, cum facem? Oh, ăla suntem noi din primul joc îmbrăcați așa. Adică bine, suntem îmbrăcați ca primul joc. Se joacă de-a turbăciunea cu mine. Rozav. I don't like this. E, practic aș putea trece pe acolo dacă chiar vreau. Practic va trebui să iau pe aici. Sugi o altă parte. Mamă, te-a sub de tot. Oh, well, shit. N-a fost o idee prea bună. Oh,
Bine, nu trebuie să fi stat foarte mult acolo, trebuie să fi traversat de cât mai repede posibil. Nu prea știu unde iar trebuie să, cred că încolo trebuie să fugim. Dar clar, când e cu fața în dreapta aia, atunci trebuie să dau repede turbo pe direcția asta altă. Doamne, nu pot să schimb unghiul la care, gen, umărul peste care mă uit în joc, că, na, acum caracterul e în stânga, știi, și mă dau acum așa în speranță că poate văd. Aștept iară să se uite în altă direcție, că acum iar suntem puși prost. Ok, acum se uite în altă direcție. Ai fata mea că mă disperi aici. Să fim. Stai chiar face remodelări. Știi, mi se pare ciudat că poți să te ferești de o entitate așa, când entitatea ar putea să facă o tornadă de chestii și să zvârcurească totul peste tot. Ar fi. This is how the game works. Rasa ta. Evident. Evident că trebuie să facă drumul mai greu. Putea să-l lasă așa simplu, nu? N-am scăpat, mă? Băi, ce se întâmplă? Cred că am scăpat, de fapt. Ok, viziuni din primul joc. That thing again. Nice. Why is it after me? What does it have to do with this place? Cred că e ceva extra ce vrea să facă legătură între ăsta și celălalt joc. Pare să fie. Looks like it goes down forever. Ia, nu cred că are sens să dăm acolo. Da, hai să plecăm de aici. Aparent am crezut că o să luptăm și noi ceva de pe aici, am luptat un caca. Deci tot îmi dă ăsta că ar fi ceva aici. Cred că e tot de fapt încolo. Am sperat că poate e vreo chestie, dar de unde atâta? Clar, o să se trezească zombalicii ăștia curând. Ok. Nu s-au trezit ăia, s-au trezit alții. Rezistă în cap. Crezi că ochiul ăla vrea să-mi arate ca și cum mai sunt câțiva. Ok, stai așa. Momentan suntem safe. Surprizător, încă n-am luat damage. Departe nu suntem. Înseam că aici era ceva, că aici s-a făcut roșu. Lapul ăsta.
Bro, aici s-a făcut roșu, dar nu văd ce e. Orb? Și fii atent, nu mă lasă să scot ăsta. Deci nu mă lasă să scot ăsta. Uite, în camera asta aici ar trebui să văd ceva. Dar nu știu ce e acolo. Da, e o cameră pe care nu poți să o accesezi. Poate e sus, mă. Aia e de fapt. Bun, se trezesc băieții. Asta vreau să văd. Ok. Ăla nu mă interesează. Ok, ăla o să sară pentru că are piciorul pe afară. Cum e, just to be sure. Cine e aici? What do we have here? Pare că cineva. If they haven't removed this guy's chip yet, I can use it to get through that door and find Hoffman. Păi și cum vrei să luăm ăsta? Ah. E că trebuia să fi citit chestia aia. A, 0602. Eroare? Păi așa scrie aici. Oh, mai sunt câteva. 0128. Asta era. Let's see what happens. Ce se fie? Face mare lobotomie aici, ce ai? Cel mai șmecher pierz din istorie face acum. Mamă. Doamne, sunetele astea îmi provoacă așa o stare de nu știu, de neliniște și disconfort. Uite, a plecat chipul. Thank God he's already dead. I gotta get out of this lab. Scoate-mă de aici. Aia zic bere. Ăla era. A, nu era ăla. A, nu-i sparg eu pe toți acum? Stai așa că trebuie să o distrag pe urâta aia. Din suc de ăsta. Dar jos aici cred că s-au activat foarte mulți. E, problema mea acum e că nu știu exact unde ar trebui să merg. Ok.
Stai, noi unde trebuie să mergem acum? În față dreaptă. Ridică-te-o! Ai, ce-ți dă ăștia, mă? Ce-ți câine? Câinii aici și nu numai. Acum respiră, mă. Da, viața. Bine, ne-a doxat bine pe gloață, înseamnă că ne așteaptă mare derby. Ia dă-mă așa, că doar așa avem pistolul ăsta. Facem risipă. Asta e shotgun. Câți? Ai mai sunat la ușă, mă? Nu mai sunat la ușă. E bine. Înseamnă că o să iasă curând și aia, că am văzut și butelia aia, clar faci ceva cu ea. E clar ceva mare. Voices. Aaa, e nenorocitul cu foc aici. 100%. Acum iau să aminte de fapt, dar nu-ți vă zic, e spoiler. You've got to resist him! Hoffman! Stand back! No! He doesn't know what he's doing! Hai, puiule! Mamă, stai că a pornit flocul! Liam! Don't! Yep, el e un il. What do you mean, Liam? Stay back! Mare boss fight. Hai, prințesico. Ne-a trădat, mă. Stay out of my way, Sebastian. O'Neill, what happened? Theodore showed me the way. I am his now. I helped him hide. And in exchange, he gave me a new life. Ma. A life as a slave. You'll never understand. For that, you'll burn! Oh, shit. Ooh. You have to fight me. You must be cleansed. It's getting too hot in here. You gotta put the flames out. Okay, asta nu merge așa. Bro. Bă, dar nu merge, o, mizeria aia. What the fuck? Am crezut că pot să fug mai repede. Mă, că-mi dau foc aici. Stop running. Să-l duc lângă. I won't come down easy. Să-l duc lângă butelii de astea, cred.
that I take care of you. You can either die or change like me. Nu mai vine. Am pierdut pe Lil, bro. E aici clar că în altă parte nu o să fie. Yes, Theodore. I told him. Oricum trebuie să-i tragă în spate în chestia aia. A, nu mai am de-astea. What? Ok, asta n-ar trebui să funcționeze așa. Works. You must be cleansed. Come for you, but you can't get out. Deci doar să-i dai damage. I told him. Shit. What the fuck? Time peak. Se pare că le acționează prea greu. Oh, nu mai am săgeți. That sucks. Cred că s-ar respawna niște ammo pe aici. Niște ammo și aici. Și aici. You think you're too good to fight me? Ammo. Ok. Se distrează el acolo. Care asta mai merge cât de cât. Dă multe shotgun-e, deci e clară treaba. Dar unde-i Lil, bro? Își trage în canistra aia, dar nu cred că are mai mult damage dacă îi trage în canistră. M-a trolat. A fost trolat de joc. Mai întâi mine să apăs pe V ca să deschid asta. I'm sorry, master. I won't let him get away. I promise. Bă, am multe gloanțe de shotgun, bă.
Hai, gata. Ok, dacă știam că e doar pe damage, îl băteam mult mai repede. Sincer. Am mâncat un el stă alături cuiva care ce trebuie. Sebastian. Finally. From his voice. From my fears. I was so scared. You've got to stop him. I can't stop him if I can't find him, O'Neill. He face shifted. He's not here. Not anywhere. He face shifted unde? The machine in the room next door. You've got to destroy it. What machine? He made me build it. To hide him. Ce mașinărie să ascundă pe Teodor ăsta? Destroy it. Okay. So that you can destroy him. S-a dus, bă. What happened? How did O'Neill get turned into that thing? I don't know. I've been locked in my safe house since you left. When Liam called and asked me to meet him, I was so relieved to hear his voice. But he wasn't Liam. He was that thing. I tried to get through to him, but you heard him. Theodore Wallace did something to him. Poor guy. I didn't want to have to kill him. You didn't have a choice. Theodore wasn't going to give him up. So what now? Let's take a look at this machine O'Neill was talking about. I think it's on the other side of the room where you found us. Let's go. Okay, stai un pic. N-am să fac cu asta. Flamethrower. I could use this, but it's broken. If I found the right parts. Bine, nu știu cât de tare o să vreau arma asta, dar totuși să zicem. Deci sunt toate manevre. Manevrele. Drăguț, drăguț. Păi, cred că o să ne ocupăm de crafting, upgrade-uri și toate astea data viitoare, așa cum am bun. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și noi ne auzim de acum în videoul următor. Hai, pa, pa!